În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost materialul despre expoziția de pictură intitulată 5592, semnată de Iulia Ionaș. Pe locul secund a fost materialul despre Ovidiu Ilisan, care a înunat un premiu în valoare de 1000 de lei și o diplomă de excelență elevului David Păcurar, desemnat ca fiind cel mai bun olimpic mureșean. Iar pe trei topul audienței s-a aflat știrea despre elevii colegiului Silvic Gurghiu, care au participat la o activitate inedită. Acești, alături de diriginți, au pregătit mâncăruri tradiționale în spațiile special amenajate din parcul dendrologic. Pe pagina de Facebook, Dare TV cel mai mare interes l-a trezit materialul despre expoziția de pictură intitulată 5592 și semnată de Iulia Ionaș. Pe locul 2 a fost materialul despre David Păcurar, desemnat ca fiind cel mai bun olimpic mureșan și care a primit din partea fundației profesor Ilisan un premiu în valoare de 1000 de lei și o diplomă de excelență, iar pe locul 3, în topul audienței, s-a aflat știrea despre elevii colegiului Silvic Gurghiu, care au participat la o activitate inedită. Alături de diriginți au pregătit mâncăruri tradiționale în spațiile special amenajate din Parcul Dendrologic. Detalii aflați accesând de site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook dareghin de TV.